Bună seara, sunt George Ianinu, bun găsit la informațiile despre vreme. Mergem în Europa, unde vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în vest, nord-vest și sud-est și lapoviță și ninsoare în nord. În centrul continentului, precipitațiile vor fi mai slabe, în rest vremea va fi frumoasă și temperaturile chiar mai cresc mâine față de astăzi în nord-vest, în timp ce în celelalte zone nu se vor modifica semnificativ. Iată, la Atena vor fi în jur de 16 grade, la Lisabona 15, iar la Madrid 10 grade Celsius. Țara noastră acum, la noapte, așteptăm precipitații în cea mai mare parte din România. Ninsori în vest și izolat în centru, ploi, lapoviță și ninsoare pe arii restrânse în sud, iar la munte, ninsori locale. Pe crestele Carpaților meridional și ale munților Banatului, vântul o să bată cu putere viscolind zăpada. Temperaturile minime se vor situa între minus 7 și 2 grade. Spre dimineață o să apară și ceață. Mâine vremea o să fie închisă cu precipitații, mai ales în sudul, dar și în vestul țării, în Banat, Crișana, Maramureș și în vest și în nord-vestul Transilvaniei o să ningă și se va depune strate de zăpadă. În Oltenia și în dealurile Munteniei vor fi precipitații mixte, iar în celelalte zone vorbim de ploi. În occidental și în vestul Carpaților meridional, stratul de zăpadă depus va fi local consistent. Vântul o să bată la rafală cu 55-65 de kilometri pe oră în sudul Banatului și pe crestele meridionalilor, viscolind ninsoarea, dar și pe spații mai mici în sudul și în estul țării. Pe arii restrânse se va forma ghețuz sau chiar polei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 9 grade. Și în București să știți că mâine cerul va fi mai mult acoperit de nori, va ploa slab, temperatura va atinge, iată, în jur de 3 grade. Duminică rămânem cu vreme închisă, dar mai crește temperatura, vor fi în jur de 8 grade. Spre dimineața vor fi condiții de ceață, dar și de burniță, iar spre seară va ploa și vântul o să prindă putere. Ziua de luni aduce tot cam 8 grade Celsius, va ploua și vântul va avea perioade când va sufla mai tare. Haideți să vedem acum cum va fi la munte. O să ningă, spre bucuria turiștilor care se află acum acolo. În Carpații Occidental și în vestul meridionalilor local se va depune strat consistent de zăpadă. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat chiar de peste 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea viteze de 55-65 de kilometri pe oră în zona înaltă a Carpaților meridionali, viscolind ninsoarea. La Sinaia sunt anunțate mâine minus 3 grade și ceva mai bine la Stâna de Vale 0 grade. Revin acum cu vremea în toată țara. Duminică vor fi precipitații locale, în special în sudul și sud-vestul țării. În zonele de munte și în zonele submontane vor predomina ninsorile, iar în restul țării vor fi mai ales ploi și lapoviță. Temperaturile maxime se vor situa între 1 grad și 11 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea. Lunii se mai încălzește și vom avea temperaturi mai crescute pentru această perioadă. La munte, în vestul și nord-vestul Moldovei, temporar și în estul Transilvaniei vor fi ninsori și lapoviță, iar în rest sunt anunțate ploi. În vestul țării se va depune și polei. Vântul o să aibă intensificări în sud-est și la munte, iar temperaturile maxime se vor situa între 0 și 10 grade, iar cele minime între minus 3 și 6 grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Seară liniștită tuturor!